account de The Factory și am vrut să mă uit să văd dacă găsesc ceva pentru copii. Și am găsit un hanorac ceva pentru Hugo. Până la urmă nu l-am cumpărat, deși era 2,99 €, ce era drăguț. Dar nu l-am cumpărat pentru că vreau să văd ce mai am în dulap de haine următoarea mărime. Și pantalonii de training nu erau mărimea nici pentru David, nici pentru Hugo. Așa că nu am cumpărat. Și mă duc acum spre școală să iau acasă. Am să filmez puțin, să încep un nou vlog. L-am început în Lidl. Ați văzut ce prețuri super ok. Rucsac, hanorac, pantaloni de training pentru copii. Sunt de o calitate impresionantă. Cei care cumpărați în Lidl știți ce bumbac bun e la hainele pentru copii mai ales. Și la prețurile astea, doar că nu mereu găsesc măsura pentru copiii mei. Dar așa am făcut și o plimbare. Vai, ce-mi place cum se vede în spate, ce frumos e. Și am încercat ieri să fac un live de pe stradă, dar când am văzut după aia nu aveam semnal ok, așa că nu l-am lăsat public. Dar am să zic aici în acest vlog. Eu pe acest canal am 355 de abonați, dar am orele de vizualizare pentru a monetiza canalul, așa că am nevoie de ajutor. Dacă vă puteți abona la acest canal, aș vrea să monetizez și eu canalul, pentru că chiar dacă e un canal nou, am început de curând să fac vloguri și îmi place, îmi place foarte, foarte mult să fac vloguri. Și dacă tot am cele 4000 de ore de vizualizare, care nu e ușor să le strângi, eu mă mir că le-am strâns, de ce să nu încerc să cer ajutorul celor care mă pot ajuta să se aboneze la acest canal? Pentru că e gratis pentru toți, dar YouTube pune publicitate la video. Toate video care le-am eu publicate pe canalul Familia Copiilor pune publicitate. Și de ce să nu încerc să monetizez și eu canalul? Deci nu e nicio crimă. Nu fac YouTube pentru bani, dar nu mă strâmb dacă aș primi bani. Deci nu m-aș strâmba, nu mi-ar părea rău, să fim serioși. Eu am început YouTube din plăcere, de distracție, din curiozitate. Sunt o fire foarte curioasă și vreau să continui să fac YouTube, să filmez aceste video, să le editez, să le public, să interacționez cu lumea pe la video, pe la comentarii și toate alea, din plăcere, plăcere proprie. Și dar zic că, băi, nu pierd nimic dacă cer ajutorul. Așa că, vă rog, dacă puteți, abonați-vă. Pe mine mă ajutați mult, iar pentru voi e gratis. Cei care aveți canale sunt prea mică ca să mă recomandați. Știu lucrul ăsta. Dar, nu, nu pierd nimic. Am vrut să zic și chestia asta. Și să văd ce mai filmez. Poate filmez copiii când îi iau de la școală, să văd cum sunt. E o vreme frumoasă, dar sunt 4 grade la noi. 4 grade. E rece. Ce rece? Rece cu soare. Ia uitați ce cer frumos. David, ponernos aquí que tenéis vuelto. David.
David! 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 Ce te joci? Ce stai jucando? Ah, super! Super! Ce frumos cum profesoara lui Hugo îl aranjează cu hanoracul, cu geaca, ce grijulie! Ce frumos! Deci profesoarele au inventat un joc, copiii se pun cu spatele și ele ascund lopățelele de nisip. Și ei când se întorc trebuie să caute lopățelele ca să joace. Acolo e una ascunsă sub tobogan, pe aici a fost una mai devreme. Vai, dar ce frumos! Și acum fug toți încântați să caute lopățelele. Dragi de ei, foarte frumos. Ursuleț! Ursuleț! Mami! Ce ai găsit, mami? Hai să mergem acasă. Acolo e Eduard în față, care vrea să meargă în parc cu un coleg. Și am explicat că astăzi nu se poate, pentru că eu încă nu am ajuns acasă, vreau și eu să mănânc. Aici e David, care David mereu se distrează, și aici e Hugo, care vrea să mănânce ceva. Incidentă zilei, David a rămas fără geacă, chisarul fermoarul. Floeda a trecut supărarea că nu mergem în parc. Și Hugo e obosit, mi-a lucrat 3 ani jumate, e obosit. De la 9 la școală, de la 9 la 4. Și așa că îl ducem mami sus. Că noi n-avem căruți pentru copil de 3 ani jumate. Așa, mami? Ursuleț! Ursuleț! Stai bine acolo? Da? Ești fericită acolo, mami? Dragul! Na, na, na! Nu contează ce zic, el răspunde cu nu, nu, nu. Eduard, dar nu-i nevoie să-l cerți neapărat pe David. Ce? Nu înțelegi nimic, bine. Nu înțeles nimic, parcă e rus când vorbește românește. Așa că mergem spre casă. Noi ieri am supraviețuit, între ghilimele, dar chiar am supraviețuit. O după amiază în casă, cu șantierul ăla pe care îl avem noi, cu doar 3 camere pe care le putem folosi și fără internet, fără wifi. Pentru că oamenii care lucrează în casă ceva au făcut la un fir de la Wi-Fi, de la router și nu funcționează. Acum ne grăbim să ajungem acasă pentru că vine tehnicul de la Orange să repare acel cablu, averia, ce s-a stricat. Dar, deși pare imposibil, nu e. Se poate sta o după amiază în casă cu 3 copii fără internet. Și fără televizor, pentru că nu putem folosi nici antena de la televizor cu șantierul nostru din casă și nici internetul. Și da, deci se poate. Se poate. Cât de bine rămâne. Doamne, cât de mulțumită. Super, super, super. Având în vedere cum erau pereții și tavana, sunt foarte mulțumită. Și faptul că avem electricitatea nouă făcută, wow, minunat. Se lucrează cu spor și cu drag. Cu drag nu știu, dar cu spor se vede că da.
Asta e holul nostru. Vai, cât e de minunat. Deci așa era toată casa noastră, cum e tavanul. Și unele locuri mult mai rău de atâta. De-aia sunt așa de încântată cum merge treaba. Și pe fundal să aud copiii care acum au venit de la școală și încă nu au ocupat de ei pentru că au venit să repare wifi. E miercuri după masă. M-am întins în pat pentru că oamenii încă lucrează în casă. Nu am nimic de făcut. Ugo, te rog. Și Ugo a venit și el lângă mine în pat. Și aștept să plece oamenii care lucrează, pentru că ați văzut în ce hale casă, deci chiar nu am ce face prin casă. Doar că îmi pleacă ei, merg la bucătărie, șterg bucătăria, fac cina, le pun cina la copii, le fac băiță și pun la culcare. Depinde cum arată scara blocului, mai trebuie să și mătur pe scară, pentru că nu pot să las resturi de la ciment și materiale de construcție și toate alea pe scara blocului, vecinii n-au nicio vină. Nu se lovește, Ugo. Ugo, nu lovești pe nimeni, nici pe mami și nu lovești pe nimeni. Nu, nu se lovește. Da? Ce vrei, mami? La cucină. Bucătărie. Trebuie să spui bucătărie. Bucătărie. Bravo, Ugo. Aștepți puțin? Aștepți? Ugo e puțin răcit. Puțin obosit și foarte copil. Așa, mami? Iubirea lui mamă. Dragoste lui mamă. Așa de frumos și de cuminte. Așa că aștept să termine lucrul acești oameni. Mai stau puțin și mă odihnesc că strează de la 5:30 dimineața. Și a fost și foarte frig astăzi afară. Mi-a intrat așa frigul în corp. 4 grade, bătea și vântul, chiar dacă era soare, dar bătea și vântul. Și profit de aceste momente să stau cu copiii, așa, mă și odihnesc, stau și copiii, că apoi e mult de făcut curat prin casă. Eu când sunt aici, în dormitorul nostru, până să înceapă să lucreze și aici, să facă pereți și aici. Ugo, 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 Ugo. Miercuri. Zi, luni. Luni. Marți. Marți. Miercuri. Miercuri. Joi. Joi. Vineri. Vineri. Sâmbătă. Sâmbătă. Duminică. Duminică. Doamne ajută. Doamne ajută. Ugo, Doamne. Doamne ajută. E obosit, dragul lui mamă. Ajută! Da? Închei aici acest vlog și lăsăm aici aceste amintiri cu scumpul nostru Ugo Valentin. Da, mami, dar nu e nevoie să te alinți iubire, chiar dacă ești obosit, nu e nevoie. Ușor, ușor. Ugo, Ugo, limbuța nu. Ugo, hai să numărăm. Zi, 11. 12. Nu? L-ador. Încheiem aici acest vlog. Nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat până acum. La mami, 11 să se aboneze mami. Și să aveți o săptămână bună. Miercuri. Miercuri. Da, miercuri. Nu. Aici am început să șterg la bucătărie. Șterg în fiecare seară când pleacă oamenii care lucrează în casă. Strâng cu laveta, șterg tot praful de pe masă, de pe blatul, de la bucătărie, tot roata împrejur, ca să pot să pregătesc cina la copii. Și Edward a vrut să mănânce filete în seara asta. Și așa că i-am dat niște bani într-un portofel de-al meu, un portofel care îl țin cu monezi de obicei. I-am dat 5 euro și mai avea 2 monezi, cred că vreo 6 euro sau 6,50 euro avea acolo. Și s-a dus el singur la carnicerie să cumpere. Și eu am continuat să șterg la bucătărie și să strâng.
să las totul pregătit. N-avea sens să fac lucrul ăsta înainte să plece oamenii. Și asta fac în fiecare seară. Mătur pe jos, șterg, mai strâng din lucruri, bag în mașina de spălat vase tot ce e nevoie. Pentru că lor le sare apă și îmi lasă ud toată ziua și prosopul ăsta l-am pus aici ca să strângă apa care o sare de la ei. Ia uitați cum e și ghiveta și ghivetele și oglinda și tot. Și în fiecare zi după ce pleacă ei, fac curat în baia asta, pentru că copiii nu folosesc baia asta cât timp lucrează oamenii în casă. Dar cum sunt mici, în caz că se despistează, nu-și dau seama și vin la baia asta fără să-și dea seama, eu prefer să o spăl în fiecare seară și să fie curată și pentru ei, pentru că vin a doua zi și dacă au nevoie să intre la această baie, să o găsească curată. Chiar dacă e folosită doar de ei, să fie curată. Așa că cârpa aceasta deja o dau la spălat, pentru că s-a umplut de apă. Iau o cârpă de geam. Asta e de oglindă de geam. De obicei pun fire, dar acum cu apă e de ajuns și șterg oglinda cu ea, fără produs, fără nimic. Așa rămâne oglinda. Și cu aceeași cârpă profi și șterg și dulapul. Pentru că și pe aici a sărit apă, mai e praf și se rămână ok. Și deja cârpa asta nu mai e bună de nimic, pentru că e foarte murdară. Și acum pun puțin faire. Faire. Și să șterg și aici biletele.
Am tot pus pe pauză pentru că am fost întreruptă. Așa că să continui. Iar pentru veceu dau cu acest produs, să fiu sigură că rămâne bine. Asta e Eduard. Încă o cârpă pentru veceu. Eu cârpele astea le spăl la mașina de spălat. Le bag separat la un program scurt și se spală foarte bine. Și cam asta e munca în fiecare seară. Trebuie să șterg la bucătărie, pentru că e praf în casă și nu pot să fac cina copiilor altfel. Și la baie, chiar dacă copiii nu mai folosesc baia asta zilele astea, nu pot să las baia așa. Totuși sunt oameni străini în casă. Și așa menținem curățenia. Apoi să moată pe jos sau pun aspiratorul, robotul să aspire baia și să scol pe jos la urmă. Eu voi merge de acum să fac baie la copii. Eu merg de acum să fac baie la copii, să le pun cina. Și cam asta e rutina în fiecare seară cu reformă, cu reparații, construcții, șantier în casă. Mai durează câteva săptămâni, dar sunt mulțumită. Vă mulțumesc dacă ați urmărit până aici.